spus, nu știu. În momentul actual, cu siguranță, îmi pun tot sprijinul pentru a demara și a sta alături de cei care vor să proiecteze pe viitor Botoșanul de mâine. Este simplu. Făcând o paranteză la ce spunea domnul Cristi, am fost contactat de primarul de la Prăjin. După cum bine știți, trebuia să se organizeze un meeting pe 7 iulie acolo. Da? Am fost în prima instanță invitat și eu, pentru că am văzut pe internet. Am răspuns cu da, am zis că voi merge. Și făcând paranteza la ce a zis domnul Cristi, că a fost sunat de domnul Vitase, el să nu creadă că dacă l-a sunat de domnul Cristi sau sună pe oricineva, noi nu vom mai face acest meeting sau ceva. Da, au fost la Prăjini, văd că este situația reală și pot să demonstrez, au fost la Prăjini, acolo la primar, pot zic că da, facem așa și ei au renunțat la meeting. Noi nu renunțăm. Vă faceți impresia că ați văzut în presă și ați văzut și sunteți conștienți ca să iasă un număr impresionant de oameni în stradă și noi o să renunțăm sau ne lăsăm influențați? Nu. La negocieri nu va merge nimeni. Da, vreți să mergem la negocieri? Vreți să negociați cu mine? Semnăm hârtie că vă luați angajamentul să faceți într-un timp, în termen, punem termen real, da? În care puteți să faceți. În momentul geala, da, nu mai facem prostie care să mergem, să ne lăsăm amăgiți. Noi susținem în continuare că avem dreptul să trăim decent. Meeting-ul va fi precedat de un marș, adică veniți cu mașinile din zona drumului afectat? Noi venim cu mașinile, dar... Nu, veniți în coloană sau veniți individual? Nu. Eu zic că lumea o să vină individual, poate să vină nu ne asumăm. Deci nu ne-am organizat ca să... Să avem cumva o coloană de mașini, cu siguranță punctul de întâlnire este acel de la CRE, avem autorizarea de a parca pe ambele sensuri de drum și ulterior să venim mășelind pe drumul, pe traseul cel indicat în autorizarea acestui protest. Ce urmează după 5 iulie totuși? Că ei vă vor spune, cei de la Consiliul Județean vor spune că este o licitație în curs și trebuie să așteptăm rezultatul și practic asta trebuie să facem. Ce veți face după? După 5 iulie. Noi știți ce facem? Dacă le vom promite încă o dată, dacă ei nu se vor ține de promisiune, nu vor implementa acele proiecte, nu vor face ceva. Nu este vorba numai de drumuri. Haideți să vă spun și altă treabă. Mai este și problema tramvaiilor. Eu am avut o întrevedere, am cerut să am o întrevedere cu domnul primar Cătălin Flut. Pentru că foarte multă lume a venit și a întrebat, Daniel, uite, venim la meeting, dar spune ceva și de tramvai, ce se întâmplă? Și eu am cerut întrevedere cu dumneavoastră să-mi dea explicații de ce se întâmplă cu aceste lucruri. Pentru că vedeți și dumneavoastră, aproape fiecare zi de aia. Și domnul primar a zis că, Daniel, avem proiect, avem banii de peste 2 ani de zile, dar este blocat la minister, nu vrea să ne aprobe, să ne dea o ștampilă să începem. Eu întreb încă o dată, întreb pe cei de la guvernare, oameni buni, ce vreți să se întâmple? Vreți să se întâmple o tragedie? Vreți să moară cineva? Să deraieze un tramvai? Să se ajungă la crimă de om? Să puteți dumneavoastră să dați drumul? Mai lăsați urvoarele, mai lăsați această mâncărime între partide și faceți ceva pentru oameni. Nu așteptați o tragedie, să se întâmple o tragedie, ca dumneavoastră să puteți face ceva. Prea mult lume a murit pe drumuri, se va ajunge, Doamne ferește, să nu se ajungă la o tragedie din cauza tramvaiului. Și spitalele și multe altele. Acest meeting nu are doar tematica de drumuri, tematica de infrastructură. Ne trebuie infrastructură, ne trebuie să avem spitale decente, să putem să tratăm, să avem un mijloc de transport decent. Asta este și ideea. Oameni buni, de asta vă invităm în stradă. Vă invităm în stradă să cereți dreptul dumneavoastră. Eu nu vă invit în stradă să vă zic de drumul de unde merg eu acasă. Că pe mine nu mă interesează numai ăla. Când eu m-am angajat aici cu domnul Cristian Drivaie și cei de la AO, m-am angajat pentru toată infrastructura a Botoșanilor și a Moldovei, pentru că vor veni din toate colțurile țări și din străinătate să susțină meeting-ul nostru de la Botoșani.